вечер всем. Я вас благодарю за то, что вы собрались на столь прекрасный и очень важный для нашей страны вечер. Сегодня мы определяем тех людей, которые выходят в финал. La 14 februarie a fost organizată cea mai în vogă gală fashion din toate timpurile în Moldova, Most Fashionable Awards. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă selectă la Radisson Blue Leogrand Hotel. Я думаю, для многих компаний, для многих журналов, TV, шоу и так далее, это является показательным событием. И все-таки Most Fashionable Award и World Beauty Congress впервые в Молдове. Сейчас только начинают люди понимать, что это такое, для чего это сделано. И я думаю, в будущем мы станем все очень хорошим партнерством. Pe lângă dansatorii de la Black and White Dance Center, care au făcut seara una incendiară prin dansurile și energia explozivă, s-au prezentat și noile colecții vestimentare ale lui Vadim Nicoran și Olga Turchina. Nominalizarea și trecerea în finală este încă un compliment, hai să-i spun așa. Pentru mine nu este cel mai important, probabil, că să fiu neapărat câștigătorul sau numărul 1 desemnat, nu mai știu ce. Cred că este mult mai important ca lumea să recunoască și să-și regăsească gusturile, viziunile, uneori visele în creațiile mele. Organizatoarea evenimentului, dar și președintele proiectului Green Life din Moldova, Natalia Leancă, a avut grijă să pună la punct fiecare detaliu, astfel încât Most Fashionable Moldova 2016 să rămână pe buzele invitațiilor ca fiind un eveniment de anvergură. Данное мероприятие является высоким скачком вперед для нашей страны. Это подведение итогов, проведение номинаций. Мы видим то, что смогла сделать страна за вот короткий срок, за год, подведение 2015 года. Евенементul de astăzi, organizat de Natalia Leancă, de asemenea Green Life, este un eveniment foarte bine pus la punct, cu multă lume frumoasă și, desigur, cel mai important este faptul că sunt mai multe categorii de nominalizări și vom vedea cine sunt cei mai buni. Din persoanele nominalizate la cele 52 de categorii de Ziua Îndrăgostiților, au fost selectate top 5 și top 2. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice la 30 martie. Este o seară extraordinar de frumoasă, mi-a plăcut foarte mult cum a fost organizată, este o atmosferă lejeră pentru toată lumea și în același timp este un program foarte bine gândit, un program foarte bine pregătit și chiar am avut marea plăcere să fiu prezent în această seară la acest eveniment frumos. Aflați de la partenerul Most Fashionable Moldova 2015 care ar putea fi câștigătorii la cele 52 de categorii.